Hei, înainte de începe videoclipul vreau să vă spun dacă puteți apăsa butonul de like, m-ar ajuta foarte mult și mi-aș dori foarte mult, extrem de mult, să ajungem la număr de 50 de like-uri la acest episod. Dacă am ajunge, aș fi foarte bucuros și nici nu știu cât de mult m-aș ajuta și aș posta videoclipul mult mai des, cu toate că am școala și sunt în clasa 8-a, fie nu contează, deci să revenim la videoclip. Bun, și am revenit și cum apa Weaver's Wake și... suntem aproape full, deci am stat o grămadă să caut un lobby pentru că e târziu rău că na ziua ce să te joci și nu merită o sabie. Hai mă încoa. Hai mă fița gri. Care mă? Tu Stevie! Stevie, tu mergi să mori. Adică amândoi voi Stevie-lor. Opa. A, uite cum stă ăsta FK-ul. Îmi pare rău de el. Tu! Vei muri! La fel și voi Stevie-lor. De ce sunteți Stevie? De ce îmi scrii Team? Ok, Team. Wow. Sunt așa mea, life-ic. Îmi place. Am prins o sabie și am nihilat tot Stevie, pentru că Stevie nu merită să trăiască. Fiu. Ia să vedem ce e pe acolo. De obicei eu pe aici, că aici este... lor, ce a fost sunat asta. Aici o să duc toți țiganii la sabie de diamant. Rău. Rău așa. Bun. Și chestia de la începutul videoclipului este doar ca să vă reamintesc că să apăsați butonul de like, după cum am zis, dacă mă ajunge la număr de 50 de like-uri, vai de mine, ce aș face, păi, aș face și far direct, nici nu știți cât de fericit aș fi. Mi-ați înseninat ziua. Bună ziua, de ce îți dai cu enchanturi, a? Ți-am dat voie? Ia zi-mi tu mie, domnule, ia să dau niște săgeți în cur. Cumva ai luat sabie de diamant? Dacă da, dacă da. PAAAAC! Ia-ți-o în gură! Ia-o în tine! Ooo, ia uite ce avem! Ne-am șmecherit chiar în halul ăsta. Ia să le dăm. Pium 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 pium. Aia, e plictisitoarea asta, deci revenim imediat. Bun, deci am revenit. A fost cam plictisitoare faza și n-am vrut să vă plictisesc, deci să continuăm, am level 21 și pot să mă duc să-mi... uite pe țiganul acolo cu sabie de lemn. Așa, să luăm tier 2 ăsta. Uite, sunt full țigan. Așa. Băi, băiat, bă. Ia, uite, săracul are lag. Ia, oare ce se întâmplă dacă apar așa în fața lui? Wow. Trec prin el, sunt un zeu. Hai mă, hai. Bă! Țigan era asta, nu voia să moară, mă. Am mai văzut așa ceva? Dar tragic e că nici nu m-a văzut, știi? Asta mi-a plăcut la el. Are ambiție, băiatul. Așa... să vedem ce am... arc 3 aer, nu de... mergem aici la tier 2 ăsta de jos. Hop. Am două diamante, yay! Oh, mamite mea. Le spun aici un foculeț să ne încălzim. Așa, aha. Perfect. Acum să luăm itemele ce mai rămas. Așa. Avem... mamă, era să mi-arunc sabie de stone, ce idiot eram. Dacă o făceam asta. Dacă o făceam asta? Dacă făceam asta. What the fuck? E atât de târziu încât nici nu pot vorbi. Așa. Ce moment de tăcere. Wow. Iată-ne cine pe aici. Nu cred că nimeni pe aici. Și dacă ar fi, și-ar lua un bot. N-am undiță. Bună ziua. Acum două stăbu, ce hacker. Ia să dăm snipe. Au, câte săgeți aveam. Bă, ce bate ăsta? No, pa. Ia-mă un foc în gură, fițar. Grijă neamătii. Bă, cum sare Rainbow ăsta în mine, mă.
greu cu asta. Și dacă mă băteam, mamă. What the fuck? Ok, asta nu trebuia să auziți. E doar TV-ul meu care l-am lăsat pe Disney Junior pentru că sunt un retardat care n-are prieteni să stea cu el când filmează. What the? Au, bună ziua! Pe bun, i-am dat cu unița. Și cam o să înceapă deathmatch-ul. În curând, deci ar trebui să-mi craftez sabie de diamant. Așa. Repede. A, va să dăm încet, nu? Probabil ți-a auzit zgomot pe fundal. E din cauza că n-am prieteni care să stea cu mine când filmează la ora asta. Două sau trei cât e. Și da. E... What? E 5.42? Adică cred că e dimineața, bine așa e în America, adică pe Europa. Și la noi ar trebui să fie 5.42, care e cu 4 ore înapoi, e 1.42. Da, am calculat bine. Nimeni de mirare. Așa. Stai. Hop. Nu scop pe cineva. În fine, nu contește. Ne mergem să ne facem diamond sword-ul. Mă întrebare câte kill-uri am făcut până acum. Hai mă, nu mă trola, că tu răsc fazele astea când trebuie să sare în halul ăsta. Stai, că și eu că pot urca și pe aici. Da, mai ușor. Nu e atâta grabă. Neapărat trebuie să... N-am beți. Nu cred. Bă. Bă, băiatule, bă. Ioi! Bă, de capul meu, ce ninja lău e ăsta, mă. Bă, ninja, mă. Uai, ce era să-i îndrum focului. Bă, ninja, mă. Mamă, dacă îmi dă foc, atât am fost. Da. Oh my god, tipul ăsta e prea bun. Ma, cum dă în halul ăsta țiganul? Ha, mă. Mi-a consumat toate golden apple-urile, dar măcar ce-o vei lua în bot. Pentru că eu sunt. Wow. Fraps, mulțumesc. Dacă auziți un băzie pe fundale din cauza frepsului că... Bă, futut șucarii mea, mami, mă, tingură. De țigan. Îmi dă foc. Dacă mai pus încă o dată foc, s-a zis cu mine. Ai, mă. Bă, hai că ți-o strica și printe în stilul pa. Pa, fraiere. Bă, tu și ca un țigan de fel, așa-i? De curiozitate trebuie să-ți văd statusul. Au, mă, cât mă enervează Soul Sand-ul ăsta care te ține pe loc. A, mă-s mai mult și Golden Apple-ul, nu? Bune? Hai, pa! Mi-a dat cu pumnul ăsta. GG. Ia să vedem stats. Yellow. Yellow Craft, mi se... Nu, este un YouTuber, cred. Era român sau? Nu știu de unde știu numele, dar... Îl cunosc de undeva, Yellow Crafter. Nu știu de unde îl știu, dar îl știu. Așa, acum avem și bețe. Habar n-am de unde îl știu. Îmi sună cunoscut Yellow Crafter. Chiar o să caut pe YouTube, să văd. Perfect. Acum să-mi fac repede Diamond Sword-ul. Pe care îl așteptam de mult. Și acum să mai vine unul, să mai dea snipe ca nici rău. Dar să sperăm că nu. Oricum a fost bun tipul, ați văzut și voi. Juca mai bine ca un donator. În felul cum dădea. Și cum făcea toate tricurile și iaoleo.
Așa, să mai mă eliberez de iteme. O să sar mai tip asta. Bă, iară Stevie, pe bune. Ia uite. Stai, pe ăsta. Wow. Asta e tipul care mă buzea în lobby data trecută. Tot îmi zicea că se punea în fața mea și dansa cu shift-ul și toate chestiile astea nebune. Și zicea că dansează și aua eu. Wow, 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 wow. Pac. Pa. 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 Pac. Întoarcere fatală pentru tine, băiete. Cum și pentru tine. Bun, deci cam atât a fost lumea și cu episodul de astăzi. Eu am fost Luci și sper că v-a plăcut. Nu uitați, dacă am ajuns la suma de 50 de zile, că vă fi cel mai fericit. Deci până data viitoare, numai bine.